Nu poți să te iei de pasiunea omului, dar poți să-l urci pe scenă în umor și poate înțelegem și noi care este treaba. Să o primim cu aplauze pe Daria Brojban! Bună seara! Bună seara, Daria! Bine v-am găsit! Bine. O să vă spun câteva lucruri despre mine în această seară. Numele meu... Nu? Bine! Hai, mă, te rog! Gata. Numele meu este Daria Brojban, pentru cine nu știe. Și zic pentru cine nu știe, pentru că nu multă lume știe. Adică nu fac foarte multe chestii cu viața mea. Deși dacă stau un pic să mă gândesc, fac chestii. De obicei. De exemplu, îmi place să mă fac trotinetă în centru vechi. Îmi place să mă bat cu boschetarii când mă fac trotinetă în centru vechi. N-ai cum așa ceva. Era o fată cu minte, stătea lângă mine. Bă, fraților, era un înger aici și uite ce scoate pe gură. Și mai îmi place să fur și semne de circulație. Singura problemă e că nu sunt doar semne de circulație. Mai sunt și borduri, bucăți de marmură din Parcul Tineretului, semne cu nu parcați, multe semne cu nu parcați. Încă de mică am fost un copil, pot spune, special. Și asta s-a văzut foarte bine în relație cu sora mea mai mare. Sora mea mai mare, fiind un copil inteligent, iubea să facă puzzle-uri, iar eu adoram să-i mănânc piesele de la puzzle-uri. Ca drept dovadă, ea a ajuns inginer, iar eu sunt pe scenă la umor. Încă de mică mi-a plăcut atenția. Lumina reflectoarelor, știri în ziare despre mine, toate nebuniile pământului. Acum, eu știu că vă uitați un pic confuz la mine și că nu vă trece nimic prin cap. Niciun scandal din mass media, nici o persoană importantă. Maxim, să fi făcut Ozana Barabancea și micuțul un copil să fie și eu. Dar nu e nici asta, vă lămuresc imediat. Câtă răutate. Da. Mai știți fetița aia angelică, de 4 anișori, care în urma unei extorsiuni de degajament a zburat de la etajul 8 al unui bloc din capitală? Bună seara, doamnelor și domnilor! Numele meu e Daria și, din fericire, încă sunt aici. Ce, mă? Vai de mama mea! Mi-am luat aminte. Imediat! E prima oară când vorbesc despre chestia asta și mai ales în public și îmi dau seama că practic n-am nimic de povestit despre ea. De ce? Pentru că, fii atent, m-am urcat pe canapeaua care era lângă geam, m-am cățărat pe geam, am căzut de la geam și am ajuns în grădinița din spatele blocului. Bă, etajul 8? O floare printre flori. După aia vă dați seama, a urmat poliție... Ajun 8 și a trăit. Poliție, salvare, protecția copiilor, mami, te iubesc, îmi pare rău. Na, dar am fost ok, chiar am fost ok, adică nu mi-am rupt nici măcar un os, niciodată nu s-a întâmplat asta. Na, alarma... Alarma a fost dată de vecina de la etajul 9, care a văzut o pijama care a zburat pe geam. Singura problemă a fost că ghicise, eram și eu în pijama. În fine, vecina de la etajul 9 l-a anunțat pe unchiul meu care stătea la etajul 8. Unchiul meu care stătea la etajul 8 a coborât în ismene până la parter, după el și instalatorul care venise să-i repare chiuveta. În fine, după ce au ajuns în grădina din spatele blocului... Hai, care emoții! Mulțumesc! Doamne, ce călătorie inițiatică! Murdea, ce pasare! Credea că povestea lui că a fost uitat în, abandonat în, în autobuz e șocantă. Te rog. Da. După ce au ajuns la grădinița din spatele blocului și au dărâmat gardul ca să recupereze floarea, a mai apărut o victimă colaterală. Era un nenică care și-a dat seama că nu o să mai ajungă cu mașina la muncă în dimineața aia, pentru că în timp ce unchiul meu i-a făcut semn să oprească, instalatorul era deja pe bancheta din spate cu mine în brațe. Una peste alta să-i dea Dumnezeu sănătate. Următoarea oprire a fost la municipal. Și ghiciți ce, acolo chiar a mai apărut o victimă. Dar ăla chiar și-a luat-o de la instalator. Sunt sigură că și acum ține minte ziua aia, pentru că s-a întors acasă cu un ochi vânăt. Pentru că în timp ce încercau să mă pună pe targă, m-a pus jumătate pe lângă targă.
da. Acum să nu credeți că instalatorul era vreo rudă cu Ana Maria Prodan sau vreun boxor de gală, niciun caz. Era o finețe de băiat. Dar avea în spate vreo 15 ani de ruibi și semăna un pic la față cu Cătălin Moroșanu. Ideea e că am reușit să ajung până la urmă la spital, întreagă și nevătămată, dar fără pijama. Pentru că nenorociții aia de la spital mi-au tăiat pijamaua de pe mine care mă făcuse faimoasă în tot blocul. Fără să mă vadă, știu, nu? Fără să mă vadă, am reușit să palmez șosetele. Nu știam că o să-mi folosească palmatul de chestii și când o să cresc mai mare. Chelu știe mai bine ce zic. Da, urlam din toți rărunchii cei drept că eu vreau la mama. Deși în subconștientul meu știam că nu vreau la mama. Pentru că știam că o să-mi iau bătaia dreacu că am ieșit afară din casă în pijamale și pe deasupra și pe geam. Aia era singura problemă. Când a ajuns mama la spital, într-un final, s-a uitat la mine și i-am întins cu mânuța mea mică singurul lucru pe care am mai putut să-l mai salvez. Șosetele. Acum, recent, mi-am dat seama că cred că ăla a fost avântul meu în showbiz și în lumina reflectoarelor și cred că în ziua aia nu eu am salvat șosetele. Bărbosul m-a salvat pe mine.